Candidatul la funcția de primar al municipiului Bălți din partea blocului Acum Boris Marcoci s-a lansat oficial în campania electorală. Evenimentul a avut loc duminică 6 octombrie la Teatrul Național Vasile Alexandri. La eveniment a fost prezentă și prim-ministra Republicii Moldova, Maia Sandu. Boris Marcoci a promis că dacă va fi ales primar, va implementa mai multe reforme sociale și economice. Propun renovarea 50 km de apeduct principal și 20 km de secundar. Din sistemul aprovizionării cu apă potabilă în municipiul Bălți până în anul 2025. Vor reabilita drumurile municipale în proporție de 40%. Mi-am pus în plan să construiesc două blocuri locative pentru familiile socialmente vulnerabile până în anul 2023. Îmi propun implementarea unui proiect privind salubrizarea localității și construirea unui sistem de canalizare. Bălțenii își doresc un oraș european și spun că vor susține candidatura lui Marcoci. Este un bun gospodar al orașului și dumnealui promite schimbarea și eu cred că această schimbare va fi efectuată de dumnealui. Până la dumnealui, politicienii au promis, dar nu au realizat nimic. El este persoana care o să promite și o să facă. Avem mari așteptări de la candidatul la primărie municipiului Bălți, pentru că dumnealui nu este legat cu banii. Toți ceilalți au buzunarele pline, dar dumnealui construiește pentru oameni. E și banul mai ușor, și pensiile mai mari o leagă, și tot. Mulțumită tare, o iubesc pe Maia Sandu foarte mult, mult. Și tare retrăiesc pentru dânsa, vreau ca să fie să câștige. În orașul Bălți trebuie să ajungă un primar independent într-un plan și competență. Eu cinstit nu prea știu Boris Marcoci și nu știu. Și competența are el, așa am înțeles, că e un director de business legat cu construcții și așa mai departe. Eu cred că el are competențele de a face schimbări în oraș. Este unicul om care îl vedeți. Construiește casă în oraș, face drumul, deci cât de cât cunoaște problemele orașului Bălți. E un om care vrea să aducă ceva schimbări, ceva nou pentru orașul nostru. Pentru că până în ziua de azi tot au fost unii și aceiași. Și trebuie schimbări, trebuie cu oameni noi. Și noi avem încredere în locul acum și în conducerea care a venit acum un la noi la putere. Oamenii trebuie să voteze înțelept, oamenii trebuie să aibă grijă să nu mai voteze hoți, să nu mai voteze primari care atunci când fac achiziții publice 15-20% le pun în buzunar, să nu mai voteze primari care atunci când repară un drum își angajează o companie proprie de reparație sau compania unui cu metru care se împarte cu banii și după aia, după 6 luni de zile, apar gropi. Boris Marcoci se regăsește pe poziția 8 în buletinul de vot, iar echipa sa de consilier pe a 19-a.